În loc să ajungă acasă, a ajuns în ambulanță. Este vorba despre o fetiță de numai 11 ani care se întorcea spre casă după ce a făcut cumpărături. Tânăra nu s-a asigurat înainte de a traversa și a sărit în fața unui autoturism care a lovit-o. Speriat, șoferul a luat fetița de pe carosabil și a sunat la 112. Accidentul s-a petrecut sâmbătă dimineață la ieșirea din localitatea Valului Traian spre Constanța. Veneam dinspre Valul. La ieșire mi-a sărit o față în față, a vrut să traverseze, nu s-a asigurat nimic. M-am trezit cu ea pe parbriz, am frânat, am sunat la 112, am pus-o jos aici, a venit ambulanța și acum era lovită la cap, am așezat-o din câte am văzut și la mână era. Ea mi se nu se miște, am luat-o, de n-au mișcat-o băieții până au venit. Ce să vă zic, sunt... N-am, de 13 ani am avut un accident. Declarațiile șoferului sunt susținute și de agenții de poliție care au efectuat cercetări la fața locului. Conducătorul autoturismului de Evo Matiz, circulând pe banda numărul 1 dinspre localitatea Valului Traian către municipiul Constanța, surprinde și accidentează un copil, o fetiță, care s-a angajat în traversarea străzii din partea sa dreaptă, prin loc nepermis. În zonă se pare că există un lot de locuințe sociale. Zona fiind în afara localității, nu este prevăzută cu indicatoare rutiere sau marcaje care să permită traversarea pietonilor. Locuitorii din zonă spun că acesta nu este un caz izolat. Șoferii circulă cu viteză pe această porțiune de drum, iar lipsa trecerilor de pieton duce la accidente frecvente. Trec cu viteză. Nu stau sigur. Este un risc mare de accident aici? Da, e foarte risc mare. Ar trebui să pună niște... să facă cum a fost medic, sezon. Să pună... Din fericire, șoferul nu avea viteză mare, iar fetița a fost transportată la spital cu lovituri ușoare la cap. Starea ei este stabilă și se află în continuare sub supraveghere medicală.